Bună seara! Suntem la Realitatea Medicală pe Bucovina TV. Eu sunt Rodica Boga, medic primar, medicină de laborator și managerul societății Dorna Medical. Și în această seară o am invitată pe doamna dr. Laura Grecu, medic specialist psihiatrie infantilă. Bine ați venit, doamna doctor! Vă mulțumesc frumos că ați răspuns invitației Bună seara, îmi pare bine că am venit. Da, vreau să vă spun că doamna doctor e colega mea la Dorna Medical. Este unul din puținii specialiști în psihiatrie infantilă din țara asta. Sunt doar puțin peste 100 de specialiști în această specialitate, din păcate. Noi avem autorizat cabinetul de psihiatrie infantilă și lucrăm și în contract cu casa din aprilie, nu? Așa a început contractul cu casa de asigurări în acest an. Eu îi mulțumesc doamnei doctor că s-a alăturat echipei Dorna Medical în această construcție legată de Vatra Dornei și zonele limitrofe. Cum ați ales această specialitate? Unde ați făcut studiile? Ce v-a atras să lucrați cu copiii pe psihiatrie infantilă și cum vi se pare lucru în această zonă de munte? Dumneavoastră veniți din Cluj. Facultatea de medicină am făcut-o la Cluj-Napoca, apoi rezidențiatul la Clinica de Psihiatrie Pediatrică sub îndrumarea doamnei doctor Elena Pantiș și mai am un curs de cognitiv-comportamentală, terapie cognitiv-comportamentală și hipnoterapie sub îndrumarea domnului conferențiar Viorel Lupu, tot de la Clinica de Psihiatrie Pediatrică. Am ales această specialitate deoarece tot timpul este fiecare copil are, chiar dacă au aceeași tulburare, de fapt toți sunt diferiți. De fapt nu există o boală, nu există bolnavi, există o boală. Dar nu există o boală, există bolnav, dar Da, fiecare exact. reacționează diferit, Da. chiar dacă diagnosticul este același, aveți foarte mult de lucru cu fiecare caz în Da, parte și asta vă atrage, înțeleg. exact. Și desigur, și cu părinții este de lucru, însă de obicei problemele apar de la problemele din familie, nu neapărat este o boală de sine stătătoare. Și așa trebuie lucrat și cu părinții, și cu copiii, și cu rudele mai apropiate care sunt în grija, copilul este în grija Familie, familiei. da. De aceea, eu intrând în contract cu cabinetul dumneavoastră de puțin timp, am apreciat casa de asigurări decontează servicii de psihologie care vă sunt neapărat necesare, pe lângă diagnosticul pe care îl puneți și urmărirea pe care o faceți pe copilul care are niște probleme de comportament sau o anumită boală pe care dumneavoastră o diagnosticați. E neapărat necesar ca psihologul să vă ajute în tratament. Și faptul că au gratuitate, o să discutăm legat de subiectul din această seară. Eu vă propun să discutăm despre ADHD, că este un subiect care interesează pe toată lumea. Într-adevăr, pe cabinetul de psihiatrie infantilă, atunci când l-am înființat, ne-am gândit foarte mult cum să-i facem o promovare. Destul de greu să mergi în secretariatele școlilor să pui afișe sau să stabilești întâlniri cu profesorii, chiar și cu părinții. Sunt mulți cei care nu conștientizează că deci copiii lor ar putea avea o problemă, că trebuie să-și schimbe comportamentul în familie legat de anumite tulburări de comportament ale copiilor și trebuie o terapie de grup, copil plus părinți plus aparținător plus psiholog, pentru ca dumneavoastră să aveți rezultate pe cazurile pe care le tratați. Să intrăm în subiect. Dacă am zis că seara asta vom discuta despre ADHD, ce este această boală și care este percepția populației despre asta? ADHD provine de la acronimul din engleză Attention Deficit Hyperactivity Disorder, adică tulburare hiperchinetică și sau deficit atențional. Și este o tulburare neurobiologică cronică. Asta înseamnă că cauzele sunt cunoscute. ADHD-ul este una dintre cele mai studiate tulburări psihice. Și cronică, adică se întinde pe o lungă perioadă de timp. Așa cum îi spune și numele, se caracterizează prin simptome de neatenție,
copilul nu se poate concentra, face erori din neglijență, uită repede, sau simptome de hiperactivitate, adică copilul este în continuă mișcare, este impulsiv, începe un lucru, se apucă de altceva. În boala, această tulburare se observă de la vârstă mică, însă problemele apar atunci când copilul este încadrat în colectivitate, adică la grădiniță, la școală, profesorii nu pot să facă față. Copilul se ridică din bancă, vorbește în timpul orelor și devine o problemă. De obicei, băieții sunt de 4 ori mai afectați decât fetele, dar asta din cauza că la băieți predomină simptomele de hiperactivitate. Ei sunt mai agitați, iar fetele simptomele de neatenție. Iar întotdeauna un copil care este în continuă mișcare și care deranjează ajunge mai repede la un specialist decât un copil care poate nu este foarte atent la ore. De regulă, educatoarele, că ele sunt cele care intră prima dată în contact cu copiii, semnalează părinților sau părinții atenționează școala că copiii lor ar avea o anumită problemă și să comunice? E de regulă așa o legătură între părinți și cadrele didactice, sau de multe ori am întâlnit multe situații în care cadrele didactice, educatoarele, învățătoarele semnalează părinților care privesc cu reproș atitudinea cadrelor didactice, cum că copilul lor ar putea fi suspect de o anumită afectare care să ajungă la psihiatrie infantilă. Trebuie să spunem celor care ne ascultă că a ajunge la psihiatru sau la psihiatru infantil nu este nicio rușine și uneori nu se confirmă ceea ce o primă suspiciune. Deci, oricând e nevoie de părerea unui specialist, este bine să vină din proprie inițiativă, uneori trimiși de cei care urmăresc acești copii în cadrul unui program de învățământ, tocmai pentru a nu trece mult timp în care simptomele persistă, se agravează, programul unui colectiv este dat peste cap de un copil agitat, hiperactiv, care deranjează ora. Deci, de regulă, cine trimite copilul? Părinții, cadrele didactice, uneori împreună, alteori nimeni decât, adică cineva din anturajul copilului care semnalează că... Dar nu neapărat părinții? Cum ajung copiii la dumneavoastră? Sunt o parte care sunt trimiși de învățător, de educator, dar cea mai mare parte părinții vin. Când ADHD-ul se întinde pe toată perioada zilei, deci și la școală, și la grădiniță, dar și acasă sau în alte contexte sociale. Este mai amplificat atunci când copiii trebuie să se concentreze, când sunt supuși unui program fix sau indiferent de program se manifestă? Ei au nevoie, de fapt, de un program fix și bine stabilit dinainte. Dar la școală sunt evidente de cele mai multe ori simptomele. Învățătoarea fiind obișnuită cu un anumit stil de învățare, părintele stând tot timpul acasă cu copilul, nu observă care sunt, de fapt, diferențele între copii. Învățătorul, profesorul observă și transmite părintelui, iar părintele decide dacă vine la un specialist sau nu. Ați avut în acest an de activitate la Dorna Medicală rezerve din partea părinților de a-și aduce copiii? Uneori privesc cu reticență, cu rezervă, părerea celor din învățământ? Da. De foarte multe ori. E foarte greu să credem copiii noștri ar avea vreo problemă și e foarte rușinos în percepția unora să ajungă la psihiatrie infantilă, dar noi vă spunem că e foarte bine să puteți beneficia de acest serviciu gratuit. Din păcate sunt puțini specialiști, dar trebuie să beneficiem de consultațiile de specialitate gratuite, tocmai pentru că există și la Suceava cabinet, există și la Vatra Dornei, cred că sunteți singurii specialiști din județ care puteți oferi, mult prea puțin, cred, pentru câtă patologie este, dar trebuie să conștientizăm și să ne facem timp pentru copiii noștri. Care e percepția populației, cum legat de boala asta? Cam cum o văd cei din anturajul copiilor? Cum o văd în general cadrele didactice?
Mulți consideră că ADHD-ul este de fapt o boală inventată. De fapt, ei consideră că este de fapt rezultatul unei educații greșite în familie. Adică să crede că e un copil alintat care exact. Face ce vrea el. Un copil alintat. Și de fapt este o boală uneori. Da. Deci copiii se nasc cu această boală, numai că simptomele sunt evidente pe parcurs. Nu e rezultatul unei educații necorespunzătoare în familie. Mulți consideră că cu timpul aceste simptome se diminuează. Atunci când cresc, copiii conștientizează și se liniștesc și sunt mai disciplinați și organizați. Dar cei care într-adevăr suferă de această boală nu au semne că simptomele sunt în regresie, nu? Exact, exact. Tot la fel, alții spun că dacă disciplina este mai riguroasă, atunci nu o să mai fie simptomele de ADHD la copil. Dar în cele mai multe cazuri, ADHD-ul netratat, într-un procent foarte mare, de 60-70%, poate persista la adult. Și asta devine deja o problemă, adică adultul nu mai poate funcționa corespunzător în societate. Deci se întâmplă ca ani de zile toată lumea să creadă că sunt niște tulburări care vor trece cu trecerea timpului, cu înaintarea în vârstă, da. Și de fapt ajungem la o problemă cronică care de la copil ajunge la adult și se pun cu totul alte probleme. E frecventă boala asta? Ce o determină? Care sunt cauzele acestei boli? Vă pun mai multe întrebări odată. Care ar fi frecvența? Cam 36% din copiii de vârstă școlară au ADHD. Asta înseamnă că într-o clasă de 30 de copii, unul sau doi copii prezintă ADHD. Este un procent foarte mare. Da, într-adevăr. Și ajung toți la psihiatrie infantilă? Din păcate nu. Din păcate nu, doar o parte. Mulți consideră că tratamentul provoacă dependență și copilul nu va mai scăpa niciodată de tratament. Dar nici acest lucru nu e adevărat. O să povestesc un pic mai încolo despre tratament. Deci este o percepție greșită din partea părinților de a nu-și aduce copilul la psihiatrie infantilă tocmai pentru a nu fi catalogat ca fiind bolnav, de a nu se transmite în colectivitate că se supune unor consultații, tratamente psihologice, a unui tratament. Noi trebuie să asigurăm părinții, educatorii, că se asigură confidențialitatea rezultatelor în tot sistemul medical românesc, da? Deci a diagnosticului, a evoluției, a tratamentelor psihologice, a terapiei și să se adreseze cu încredere psihiatrilor și psihologilor care pot să ajute copiii, tocmai pentru că noi, ca și părinți, avem din ce în ce mai multe probleme cu copiii noștri care din ce în ce mai mult folosesc tablete, calculatoare, telefoane de la vârste fragede, care le influențează comportamentul de multe ori. Și la fel, suntem foarte ocupați, îi vedem doar câteva ore pe zi și lăsăm pe baza școlii multe din lucrurile pe care ar trebui să le facem în familie. Și de aceea e nevoie de o colaborare foarte intensă și de o colaborare între școală și familie și cu atât mai mult de ajutorul specialiștilor atunci când copilul nostru simțim noi că ar avea niște probleme. Deci avem o frecvență destul de mare, da. De multe ori, eu cred că mai bine de jumătate din aceste cazuri nu ajung la timp. Mai mult poate, sigur. Da. Poate că mai mult de jumătate din... Și care ar fi cauzele acestei tulburări? Ați zis că ei se nasc cu această boală. Sunt cauze genetice, pe lângă cele care influențează ca și stil de viață în familie, ca și mod de abordare în societate? Aș vrea să repet încă o dată că ADHD-ul este una dintre cele mai studiate tulburări, atât din punct de vedere al cauzelor, cât și al tratamentului. Ca și cauze, sunt cauze genetice, sunt foarte multe studii făcute. Studiile familiale, de exemplu, arată că 25% din rudele apropiate unui copil cu ADHD prezintă și ei aceste simptome, față de 5% din populația generală, adică rudele unui copil care nu prezintă ADHD.
și chiar o treime din părinții unui copil cu ADHD prezintă și ei. Adică, chiar dacă nu au fost diagnosticați, prezintă simptome de ADHD. Deci, în cadrul studiilor se petrec mai multe lucruri chiar cu aparținătorii și cu rudele apropiate și un diagnostic care uneori n-a fost pus. Da. S-a trecut pe lângă el. Apoi mai sunt studiile pe gemeni, care arată o rată de transmitere de 60-70%, iarăși o rată foarte mare, foarte crescută. Și cele mai importante mi se par studiile pe copiii adoptați, unde se demonstrează că doar rudele biologice transmit boala la copil. Da, deci nu are atât de mare importanță familia care a adoptat exact. Copilul, rudele acestei familii și mediul socio-profesional economic, în care, exact. Da, socio-economic în care ei sunt integrați. O să revenim după o scurtă pauză.